Acul de petice. Acul de petice era foarte plin de sine și se credea un ac de brodat. Desigur, ar fi putut fi și ac de brodat, dacă ar fi lucrat într-o broderie. Dar el lucra într-o casă obișnuită, ajutând-o pe stăpâna lui să repare hainele descusute sau să pună petice. Stăpâna era îndemânatică și cusăturile erau fine, dar nu erau broderii. Într-una din zile, când tocmai trecea printr-un material aspru, i se rupse vârful. Stăpâna lui, în schimb, nu îl aruncă, ci își prinse cu el șalul în jurul gâtului. După aceasta, acul deveni și mai încrezut. Se credea o adevărată broșă. Oricum, o broșă ar avea nevoie de un ac, altfel nu ar fi broșă, se gândea el. După câteva zile, în schimb, căzu din poziția lui înaltă și ajunse în canalul de scurgere. Nu s-a tulburat deloc, ci din contră consideră că pentru meritele lui deosebite a fost avansat mare amiral pe ocean și însăși regina Izabela l-a trimis să descopere noi teritorii. În realitate, el descoperi numai canalul de la scurgere. Înotau pe lângă el tot felul de resturi, dar acul se simțea foarte important pentru că reușea să-și păstreze luciu și subțirimea. A găsit un prieten pe măsura lui, un ciop de sticlă, care lucea la fel ca și el, drept pentru care îl consideră demn de a-i vorbi. Din câte văd, dumneata, ești un diamant. Din câte văd, dumneata, ești o sabie. Râseră amândoi și se împrieteniră din acel moment. Probabil și astăzi înoată încă în canal și își povestesc unul altuia cu sinceritate meritele pe care le-a avut fiecare dintre